Angelo! Angelo! Pizza asta e foarte unsuroasă. Mi-aș putea unge cu ea lanțul de la bicicletă. Piureul ăsta curge mai bine decât nasul frățiorului meu. Mă întreb cine va câștiga titlul de cel mai amuzant elev, din nou. În fiecare an, elevii votează pentru cel mai deștept elev, cel mai pasionat de jocuri, cea mai grozavă freză, dar pentru mine un singur titlu contează. Cel mai amuzant elev. Angelo, ești foarte amuzant. Ha, 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 nu. Vorbești cu mine? Nu comenta. Lola, crezi că voi fi iar cel mai amuzant? Bineînțeles. Te vei bucura și de avantajele acestui titlu. Cum ar fi cel mai bun loc din cantină cu acces strategic la deserturi. Și parcare cu valet pentru bicicletă. Angelo, amice, titlul va fi iar al tău. Potrivit calculelor mele științifice, nu ai niciun adversar. Cel mai amuzant elev. E mare dezordine la tine în dulap. Chiar și gândacii au fugit îngroziți. Și în dulapul tău e dezordine. Omul de serviciu s-a rătăcit în el și nu l-au mai găsit niciodată. Oh, da, bravo. E amuzant. E așa dezordine în dulapul tău că porcii se simt ca acasă. E atâta dezordine în dulapul tău încât trebuie să tragi apa. Hei, Lola, i-ai închis gura lui Angelo cu replica despre dulapul lui. Nu, eu și Angelo glumim așa să ne distrăm. Dar ești foarte amuzantă, ar trebui să câștigi titlul de cel mai amuzant elev. Asta e pasiunea lui Angelo, mie nu-mi pasă de acel titlu. Da, asta e. Ce strâmbătură amuzantă, vezi, ești amuzantă. Dar nici nu încerc să fiu. Asta fiindcă ai un talent înnăscut. Iată ce părere am eu. Aici vedem doi oameni ai cavernelor care vânează un mamut. Oare ce își spun unul altuia? Nu mai bine comandăm mâncare chinezească? Cine a spus asta? Să fac glume pe seama lui Fit îmi va garanta titlul. Vreau doar să nu existe nicio șansă ca eu să pierd. Aici un om al cavernelor urmărește o femeie. Observați că... Vino înapoi! Miros urât fiindcă nu s-a inventat săpunul. Secretul glumelor pe seama profesorului e ca apoi să pari absolut nevinovat. După cum știți, dragii mei, primul om al cavernelor a fost descoperit. Spune și tu o glumă. Mai devreme ai fost foarte amuzantă. În această imagine, un om al cavernelor scrijelește un bolovan. Ce credeți că vrea să exprime asta? Nu am legătură la internet aici. Cineva vrea să intre în bucluc. În următoarea imagine, o femeie a cavernelor e îmbrăcată cu o piele de animal. Comunică cu ceilalți. Ghicește cineva ce vrea să spună? Pielea asta de mamut mă face să par mai grasă? Aici vedem o luptă între doi oameni ai cavernelor. Cine îmi poate spune pentru ce se luptă? Pentru un loc de parcare! Cine a vorbit? Oh, da, Tracy? Angelo a fost cel care v-a deranjat, l-am văzut. Ei bine, Angelo, după ore vei desena de 25 de ori fiecare imagine. Ai făcut glume amuzante, Lola. Mulțumesc, și tu. Am intervievat un eșantion al votanților. Am estimat că Lola e în fruntea preferințelor pentru cel mai amuzant elev. Ce? Ea a dat ultima replică, asta e important. Avem o premiantă pentru cel mai pârcios elev. Hei, fac orice ca prietena mea să câștige. Prietena ta? Dar eu nu vreau să mă iau la întrecere cu nimeni. Cui pasă? Mie! Cum e să ai în sfârșit un adversar de temut, ha? Adică ea? Da, ea. Oh, l-ai auzit? Ea? Nu-l vei lăsa să-ți vorbească așa, nu? Poate că aș putea câștiga acest titlu. Sunt destul de amuzantă. Da, ești! Așadar, Angelo, te provocăm la un duel de glume, după ore. Îl provocăm? Da, îl provocăm. Nu sunt îngrijorat. Desigur, va fi amuzant. Nu va fi doar amuzant, va fi o înfrângere umilitoare, Angelo. Iar vorbești cu mine? Nu! Hei, atenție la mine! După ore va avea loc un duel de glume, Lola împotriva lui Angelo. Scuze, credeam că e un meci de box. Nu-ți cere scuze, intră în ring și spulbero cu glumele tale. Tu ești campionul. Vei câștiga! Ai grijă la jocurile lui de cuvinte. Ripostează cu exagerări și umor de situație.
Salutare, dragii mei! Doi concurenți intră în ring, doar unul va ieși. Duelul de glume! Ura! Așadar, avem nevoie de un subiect. De glumă! Baia băieților! Miroase atât de urât acolo, încât nici muștele nu suportă mirosul. E singurul loc care miroase mai urât decât cancelaria. Secretul glumelor din curtea școlii, e mai amuzant să râzi simultan de două lucruri, mai ales de profesori. Să trecem la ziua fotografiilor școlare. E ziua fotografiilor școlare. Trebuie să arătăm frumos. Și nu e așa că e grozav când flash-ul te orbește și cazi pe scări când vrei să te întorci înapoi în clasă? Da, Lola a câștigat de data asta. Strâmbăturile sunt mereu mai amuzante. Am învățat-o bine. Clovni! Bravo, Maneti! Următorul subiect e clovni. Nu, amândoi sunt niște clovni. Maneti se pricepe bine la clovni. Se îmbracă la fel ca ei. Are și freza ca ei. Fugiți de el. Desigur, următorul subiect e fugiți de el. De ce se spune fugiți? Fugiți de el? De ce nu săriți peste el? Haide! Vreți să râdeți de ceva? Ce-ar fi să râdeți de pumnul meu? A fost amuzant! Da! Ai avut glume reușite! Frumoasă încercare! Mulțumesc! Stai așa! Cum adică încercare? Am fost mai amuzantă! Am fost la egalitate! La egalitate, dar eu am învins! Bine! Angelo? Vom vedea cine va râde la urmă. Dragii mei, toți spun că sunteți la egalitate. Cu excepția lor. Doar ei nu s-au hotărât care dintre voi este cel mai amuzant. Atunci să vedem cine e mai amuzant în afara școlii. Nu vreau să spun că hainele astea sunt urâte, dar încă nu am văzut un manechin care se roșească. Poziția asta de yoga e de parcă ar sta pe cuie. Potrivit calculelor mele științifice, Lola conduce. Nu sunt îngrijorat. Nu înțeleg cum pot să fii atât de liniștit. Azi e ziua alegerilor. O cunosc bine pe Lola. Nu va risca să ia o notă mică pentru o glumă. Eu, pe de altă parte, cine nu riscă, nu câștigă. La acest test vă voi da nota finală pentru acest trimestru. Dar nu e greu. Dacă ai puls și capul pe umeri, vei reuși. E nota cel mai ușor de obținut. Trebuie doar să participi. Angelo, nota 4. Dacă vrei să devii cel mai amuzant elev, trebuie să fii mai bun decât Angelo. Vei reuși! La acest test vă voi da nota finală pentru acest trimestru. Până zbâti! Lola, tu urmezi! Angelo credea că Lola va da înapoi, dar am eu grijă de ea. Iar vorbești cu mine? Bine, cum vrei tu, te ascult. N-am timp! Fă o năzbâtie! Fă-i să râdă! Tracy, nu e rândul tău! Răstoarnă ceva! Caz! Izbește-te de... Tracy, nota 4! Dar... Sâmbătă, amândoi veți mai da odată testul ăsta. Nicio problemă, domnule! Oh!
Avem rezultatele. Sherwood, ești cel mai inteligent elev. Mulțumesc foarte mult. Cel mai amuzant elev e Angelo. Bravo, amice, bravo! Elevul cu cele mai mari perspective e Lola. De ce? Cum? Fiindcă ești suficient de isteață să nu ratezi o notă maximă ușor de obținut. Asta e un adevărat succes. Felicitări pentru cel mai amuzant elev, Angelo. Mulțumită ție. De ce? M-ai motivat, m-ai făcut să-mi forțez limitele, iar ultimele zile au fost pline de amuzament. Angelo, ești cel mai amuzant elev, dar aspectul nu contează deloc. Au dublat în limba română actorii Carina Marin, Petre Ghimbășan, Cosmin Petruți, Ioana Dagău, Anca Signirean. Traducerea și adaptarea Andana Ștrenc. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea. Un plan perfect, un final perfect.